Vă salut pe toți cu ocazia unei noi întrebări. Întrebarea de săptămâna trecută era dacă aceasta este sau nu galaxia noastră. Cheia pentru aflarea răspunsului corect la această întrebare se găsește în cuvântul fotografie. Pentru că atunci când v-am prezentat această imagine săptămâna trecută, am spus, aceasta este fotografia unei galaxii. Și așa și este, am spus adevărul. Și ca să înțelegeți de ce cuvântul fotografie este cheia pentru aflarea răspunsului corect, să facem o analogie. Să presupunem că sunteți cu un grup de prieteni într-o excursie sau într-o tabără montană, deci pe un munte. Și la un moment dat, unul dintre cei de față, cineva din grup, pleacă și lipsește pentru, să zicem, vreo 20 de minute și atunci când revine, vă arată această fotografie și spune, m-am îndepărtat un pic de munte ca să îi fac o fotografie muntelui pe care ne găsim. Și aceasta este fotografia muntelui pe care ne găsim. L-ați crede? Sunt convins că nu. De ce? Pentru că această fotografie nu este făcută de la câteva sute de metri și nici de la 1, 2, 3 kilometri, ci de la o distanță mult mai mare. Iar prietenul care a dispărut pentru 20 de minute n-avea timpul necesar să ajungă la asemenea distanță. Același lucru este valabil și în cazul fotografiei cu galaxia. Și anume, ca să se vadă așa o galaxie, trebuie să fii la zeci de milioane de ani lumină distanță de ea, pentru că diametrul unei galaxii este de ordinul sutelor de mii de ani lumină. Ținând seama de dimensiunile galaxiilor, deci, galaxia din fotografie se găsește la o distanță de zeci de milioane de ani de cel care a fotografiat-o. Dacă ar fi galaxia noastră, atunci apare întrebarea cine a fotografiat-o. Ar fi trebuit ca cineva să plece de pe Pământ acum zeci de milioane de ani, probabil mai mult de 100 de milioane de ani, și să se ducă până la o distanță de zeci de milioane de ani de galaxia noastră cu o viteză apropiată de viteza luminii și de acolo să ne trimită fotografia. N-avea cum să se întâmple, evident, așa ceva. Deci răspunsul este nu. Aceasta nu are cum să fie galaxia noastră dacă este o fotografie. Sigur că am putea găsi argumente, dacă vrem neapărat, pentru a susține totuși că este, poate, fotografia galaxiei noastre. De pildă, am putea să spunem că poate ne-au trimis-o extratereștri. Da, numai că dacă ar fi așa, atunci apar alte întrebări. În primul rând, cum de nu știm de faptul că s-a primit un astfel de semnal din spațiul cosmic? Apoi, de ce ar fi trimis extratereștrii o fotografie spre galaxia noastră, special pentru noi? Mai ales că atunci când a fost făcută această fotografie, dacă ar fi fost vorba despre galaxia noastră, a fost cu zeci de milioane de ani în urmă, pe când noi, oamenii, nici nu existam. Era vorba de perioada în care pe Pământ trăiau dinozaurii. De unde au știut extratereștrii că peste zeci de milioane de ani va avea o civilizație tehnologică care ar fi curioasă să vadă cum arată galaxia în care locuiesc cei din acea civilizație, văzută de la zeci de milioane de ani lumină distanță. Sigur că se pot găsi tot felul de explicații posibile, dar de fiecare dată apar alte întrebări la care trebuie să răspundem,
Și vă recomand chiar să încercați să faceți acest exercițiu, pentru că este un foarte bun exercițiu de logică. Dar nu știm deocamdată să ne fi parvenit niciun semnal extraterestru care să fie artificial, care să conțină un mesaj, fie de tip text, fie de tip imagine, fie de tip sunet, venit de la extraterestri. Deocamdată nu există așa ceva. Nu s-a întâmplat încă, extraterestrii nu ne-au contactat încă. Deci răspunsul corect este că nu, cu siguranță nu. Aceasta nu este galaxia noastră, n-are cum să fie o fotografie a galaxiei noastre. Nu avem fotografii ale galaxiei noastre. Faptul că nu avem fotografii ale galaxiei noastre nu înseamnă că nu știm cum arată. Observațiile astronomice de toate felurile ne permit să realizăm un model atât tridimensional cât și în plan foarte bun al galaxiei noastre. Știm, de pildă, că ea este o galaxie cu forma spirală barată și asta înseamnă că seamănă foarte mult cu, de pildă, această galaxie, care este tot din această categorie a galaxiilor spirale barate. Mai știm că s-a format acum vreo 13,7 miliarde de ani, că are un diametru cuprins între 150.000 și 200.000 de ani lumină și că este alcătuită din câteva sute de miliarde de stele, undeva între 200 și 400 de miliarde de stele. Puteți găsi mult mai multe lucruri despre galaxia noastră pe Wikipedia și tot acolo puteți găsi și toate imaginile pe care le-am folosit în acest clip și găsiți linkul la descrierea clipului. Mai știm și că Soarele, steaua în jurul căreia ne rotim, se găsește împreună cu tot sistemul planetar și, deci, și cu Pământul, cu noi, mai aproape de marginea galaxiei decât de centrul galaxiei, așa cum vedeți în această reprezentare. Dacă am locui undeva mai aproape de centrul galaxiei, am vedea mult mai multe stele noaptea pe cer, pentru că densitatea stelelor crește pe măsură ce ne apropiem de centrul galaxiei. Cerul ar fi mult mai frumos, ar fi spectaculos noaptea. Dar fiecare lucru are un preț. Dacă am locuit mai aproape de centrul galaxiei, am fi mult mai expuși unor radiații de toate felurile decât suntem aici, mai aproape de marginea galaxiei. Și acum să trecem la întrebarea din această săptămână. Întrebarea de azi este mult mai pământeană decât întrebarea cu galaxia. Este legată de practică și se referă la apă și gheață. Și anume, ceea ce vedeți aici este un pahar plin până sus cu apă și care mai conține și o bucată de gheață. Și pentru că gheața are densitatea un pic mai mică decât apa, ea plutește, iar o parte din gheață, așa cum puteți vedea, este în afara paharului, este deasupra nivelului apei. Și atunci întrebarea este, dacă se topește gheața, ce se întâmplă? Se pot întâmpla trei lucruri. Poate să curgă apă din pahar și deci paharul rămâne plin la sfârșit după ce toată gheața s-a topit, dar a curs apă din pahar. Poate să rămână nivelul apei același după ce s-a topit gheața și să nu curgă apă din pahar. Și poate să scadă nivelul apei din pahar dacă se topește gheața. Deci, întrebarea este pe care dintre aceste trei evoluții ale sistemului
o considerați corectă. Ce se va întâmpla atunci când gheața se topește? Aștept răspunsurile voastre și la revedere!